Înainte să înceapă clipul, vreau să vă spun că pe parcursul clipului microfonul meu o să se audă puțin mai încet, asta pentru că abia ce-mi luase microfonul și nu am făcut ceva setat la el, adică mai mare parte să-i ridic volumul să se audă mai bine, dar meciurile pe care le-am făcut sunt super, super tari și am zis că aș fi putut pur și simplu să nu pun clipul. Dar meciurile sunt geniale și merită să-l vedeți, așa că nu o să pun muzică pe fundalul clipului și să sperăm că se aude destul de decent pentru a înțelege ce spun. Da, vă las în continuare cu clipul. Salutare prieteni, eu sunt Bodi, iar astăzi îl avem alături de noi pe Raspa. Salut, salut, ce salut faceți? Și ție. După cum v-ați dat seama, da, este un clip de colaborare, un clip colaborare 2v2, în care o să folosim noi. Ce o să folosim noi? O să folosim numai legendare de data asta, intrăm la 2v2 și ne batem doar cu legendare să vedem ce iese. Am făcut noi două pachete aici, cred că sunt puțin diferite, dar noi sperăm să câștigăm cu ele, da, vedem. Da, exact. Avem 8 legendare la mine, 8 legendare la el. Să vedem ce o să iasă. O să jucăm 2v2 doar cu legendare. Ăsta este clipul de colaborare cu Raspa. O să jucăm câteva meciuri pe canalul meu. Și o să jucăm alte meciuri, deci cu totul un clip diferit, dar tot cu legendare, la Raspa pe canal. Aveți linkul în descriere. Păi bun, am deck-ul pregătit. Cred că ești și tu pregătit? Da, sunt și eu pregătit. Rămâne doar să-mi dai Clan Battle. Perfect. Și intrăm. Perfect, ți-am dat Clan Battle și să vedem ce o să iasă. Legendare? Full legendare. Poate ne sincronizăm și noi mai bine de data asta, că data trecută tot puneam spell-uri amândoi. A, da, la ala cu speluri. A fost interesant și ăla. O să mai țin eu astea așa. Cred că încep cu asta în spate. Hai, am pus-o și eu fix pe partea cealaltă. Ok. A făcut și ei același lucru, uite. Da, cu dar barbar. O prințesă tot a rămas. Ok. Nu cred. Jucăm în oglindă. Jucăm în oglindă până acum. Nici măcar n-am vorbit despre asta, pe bune. Și uite ce o să fac, ca să fie... Ok, hai că trimit banditul și log aici. Eu am pus banditul acolo doar ca să fie în oglindă. Deși s-ar putea banditul meu să ajungă pe tot. Da, se duce. O să dai eu un log acolo. Ok. E ok că oricum rămâne pentru astea din cealaltă parte. Mamă, da, am lăsat hog-ul ăla singur amândoi. O să dea vreo 3 hituri, cred. 2 a dat deja, încă unul vreo 4. 4 hituri. Hai că e ok că uite, pune minion aia și bun, se duc. Mm-hmm. Pușăm pe stânga? Hai să pușem pe stânga, am graveyard-ul. Bun, pui și tu ăla. Hai că e ok, să e vedem. E puțin ciudat doar cu legendare, nu ți se pare? Mm-hmm. Da, e ciudat rău. A activat ceva King Tower-ul, graveyard-ul meu? Da, da, e... Ceva nu știu care e faza, m-am mai pățit și eu, sunt mai apropiate, știi? Asta. Da, s-ar putea să ai dreptate, sunt mai apropiate turnurile și de aceea... Da, că altfel nu activam poziția aia. O să pun Ice Wizard. Băi, i-am pus mai mult damage noi. Da, și având în vedere că jucăm doar cu legendare, e foarte bine. Băi, credeam că dau și eu cu prințesa aia puțin damage. Dar hai eu... să protejăm. Am zis că ai protejăm dat... prințesa aia. Ai dat tu log, hai că e bine. Uh-huh. O să dau Lumberjack pentru Hog. Îl pun și eu, gata, 2 Lumberjack aici. Inferno Dragon pentru ăla. Okay. O să moară instant ăla. Hai să ne pregătim să pușăm. Uite ce avem acolo. Hai că am pus am avut. Double Rage pe Inferno Dragon care este locat pe turn. O să fie acolo a murit. N-am pus bine asta deloc, firar. Las că, bun, pune-l acolo și o să pun și eu una aici. Ai Lumberjack, nu? Cred că ai Lumberjack. Nu, dar am logul și o să-l dau să împingă puțin trupele alea. Hai că e ok. Și să le țin ocupate și o să dau eu Lumberjack-ul în spate pentru alea două. Hai că e bine. Da, e foarte bine. Nu cred că putem să câștigăm cu deck-ul ăsta, pe bune. Pare decent oarecum. O să pun minerul să se îndepărteze puțin alea și pun minerul. Ok, poate chiar asta câștigăm. E. Hai să dau logul să întârzie. Ar fi fost bine să dau logul pe turnul lor că... Firar. Hai că e ok. Nu e ok. Dacă dădeam logul pe turnul lor, câștigam, nu pot să cred. Da, 23. Băi, hai că e bine. Pentru primul meci, 23.
Am fi putut să câștigăm meciul ăla. Da. Ok, meci pierdut din cauza mea. Meci pierdut din cauza mea, dar hai să vedem meciul numărul 2. Poate o să încercăm să câștigăm. Nu știu. Vedem ce facem. Da. Dacă dădeam locul ăla, câștigam. Doamne. Ok, hai să facem un push amândoi, ce zici? Încercăm pe o parte? Ce-ai mână? Ai minerul ăla. Încep așa cu o prințesă în spate ca să nu pierde elixir. La fel ca tine. Și vedem acum. Ce vrei să pui? Ce vrei să pui ca să pun și eu? Aș vrea să punem amândoi cam ok, pune lumbergecul la dreapta, el până în stânga. Facem mirror. Exact. Prințesele sunt targate pe Inferno Dragon, pe dragonul. Pe baby, sau. Da. Da. Dar uite cât a dat lumbergecul tău, tu ai văzut? Ok, nu s-a ocupat de el. L-a lăsat să dea și... Și nici de prințesă văd că nu se ocupă, de prințesa mea. Și nici de bandit. What? Dude. Nu cred că se așteaptă lumea, mă, la te legendare, pe bune. Sunt 16 legendare. Da, sincer, mie mi se pare că joacă puțin cam ciudat. Mm-hmm. Mi se pare? Ba da. Păi deja, uite, aproape le-am dat amândouă turnurile. Cred că e posibil să joace doar unul dintre ei. Da, să știi. Că nu prea pun multe cărți. Mm-hmm, băi, exact. Dar în orice caz, asta nu înseamnă că o să puteți să spuneți prin comentarii că n-am câștigat, că tot am câștigat. Da, exact. Meciul se joacă. Acum că nu joacă ei normal, nu e problema noastră. Noi câștigăm. Sunt pachetele prea bune. Exact cum am fi putut să facem și meciul trecut, dar... Da, mă, băi, ăla a fost win. Lasă-l așa. Ăla a fost win. Serios, îl consider ca win. Pe bun. Ok. O să înceapă băieții să joace. Hai să punem ceva în fața Inferno Dragonilor ăștia? No, o să descurcă. Unul dintre ei o să tancheze chiar dacă... Da, dar gen să tancheze pentru turn, știi? Hai că trimit eu ăsta repede. Perfect. O să pun și un bandit. Da, nu știu ce vor să facă tipii ăștia, mm-hmm. Dar au pierdut grav. Dă un freeze aiurea. Uite acolo, uite cum pică turnul ăla, fii atent. Da, doi Inferno Dragon pe turn. Au dat zap, dar degeaba. Ei, rip. Gata, două win-uri. Am avut și... Da, considerăm ca fiind două win-uri. Așa zic și eu. Da. Păi, cam astea vor să fie meciurile de pe canalul meu. Mai multe meciuri încă nu știm pentru că nu am filmat încă, dar sperăm să facem win și pe clipul tău. Da, da. Ar fi bine. Poate mai schimbăm niște legendare. Vedem, le mai schimbăm printre ele. Da, da, da. Poate ba chiar Sparky. Și mm-hmm. Cei care vă uitați la mine știți că urăsc Sparky-ul. Deci dacă vreți să mă vedeți jucând cu Sparky, intrați pe clipul lui Raspa, o să fie în descriere. Cam asta cu episodul acesta. Nu uitați să vă abonați la ambele canale. Și cam atât. Dacă vreți să ne trimiteți ideile voastre cu sugestii despre clipuri de colaborări, lăsați-ne la clipurile noastre. Cam atât cu clipul ăsta. Eu am fost Body, el a fost Raspa și ne vedem data viitoare. Ne vedem în arenă. Pa, pa! Ciao, ciao!